Dragă, anul acesta, nu știu dacă ați citit cumva la mine pe blog, în lumea artei, am ajuns să cunosc destul de mulți artiști. Am participat inclusiv la un târg de artă contemporană la Viena și întâlnindu-mă cu acest alt gen de oameni, am constatat că am pierdut mult în viață până acum pentru că nu i-am cunoscut și n-am știut și această lume atât de fascinantă. Omul pe care l-am întâlnit și care m-a cucerit și care mi-a plăcut cel mai mult este Cătălin Năstăsoi, care este aici, lângă noi. Este fascinant. Cine-l știe, este de aceeași părere cu mine. Este mai mult decât român și ne face să fim români fără să fim patrioți, fără să fim pătimași. Și știe să vorbească frumos despre noi, așa cum mi-ar plăcea să pot să vorbesc și eu. Vă rog, în aplauze, Cătălin Năstăsoi. Bună dimineața! Am mai făcut odată prezentarea asta, nu publicului românesc, ci unui public străin de România. Așa că, bine ați venit, o să și aș vrea să încep povestea mea în New York. Este despre România, dar o încep în New York. Acum aproape 2 ani, am făcut parte din 3D-a. Este un pop-up store pentru dedicat fast prototyping și digital fabrication. Sunt foarte praznic, așa. Cum am intrat eu în grupul ăsta, am căutat un printer 3D, am ajuns aici, la acest pop-up store. Am vorbit direct cu șeful lor, era un profesor de la Parsons School of Design. Și i-am spus, aveți o problemă. Din priva i-am spus. Tagline-ul, și dacă îl vedeți, este Think It, Make It. Ce înseamnă asta? Că ceea ce poți gândi, poți să-l faci aproape instantaneu. Ceea ce au eliminat ei din această din acest tagline a fost procesul de la Think It la Make It. Există o inovație de produs, există o inovație de un proces de inovație. Din toată povestea asta au uitat să spună că de fapt în spatele livrării a ceea ce gândești este un proces de lucru. Am exemplificat povestea asta cu, nu știu dacă știți de Ronativ, este un demers al meu pe care l-am început în 2010. Tot ceea ce fac are în DNA-ul formei sau al imaginii harta României. Chiar dacă, dintr-o parte, este o formă generică în cazul ăsta, așa, văzut de sus este întotdeauna harta României. Deci, designul este un proces, da? Prin care o necesitate este satisfăcută. Și probabil că cea mai ardentă necesitate pe care acum o avem nu numai noi, ci și celelalte națiuni sau celelalte popoare, este să ne identificăm cumva prin ceea ce facem și ceea ce dăm lumii. Cum participăm la această convivialitate într-o planetă atât de mică, într-un univers sau multi-univers, mai curând. Ce aducem noi la masa colaborării cu celelalte națiuni? E bine, prezentarea aceasta am făcut-o unor străini, cum am spus, și ideea era următoare. Ce am adus noi la masa lumii de-a lungul timpului? Nu am putut să fac un
sunt academician, nu sunt istoric, nu sunt... cel mult sunt un om de research, dacă e vorba de treaba asta. Și am împărțit povestea asta cu ceea ce am adus noi la masa lumii, la masa convivialității, în câteva etape. Și prima pentru mine a fost The Age of Inspiration, adică anii inspirației civilizațiilor. Și nu este mare surprindere că pe aceste tărâmuri pe care noi acum, astăzi, inovăm lucruri foarte micro-tehnologice, noi am făcut parte din marea civilizație a Europei, cu puternic 5.000-7.000 înainte de noi. Acum, n-am inventat noi spirala și nici formele astea. N-am inventat noi Venusurile și nu am inventat noi oalele de sarmale sau alte recipiente. Dar ceea ce am făcut în acele vremuri, noi făceam parte dintr-o cultură universală. Majoritatea culturilor de atunci adoptau acest cult pentru mama natură, pentru pământ. Merg foarte repede înainte, că așa mi-a spus Marta, să le tai foarte repede, stilul brâncovenesc, care este un stil de arhitectură, este renașterea românească, chiar așa se numește. Este, cum îmi place mie să-l numesc, de fapt, o fetească neagră a arhitecturii, este o combinație de mai multe stiluri, venețian, adică vestic, și italian, și oriental. Da, sună foarte, este foarte banal. Petrache Păinaru a inventat stiloul cu rezervor, fountain pen. Da? Gândiți-vă câte scrisori de dragoste s-au scris, câte tratate s-au semnat, câte poeme de dragoste s-au spus utilizând acest banal instrument. Este o invenție pe care încă o folosim. Constantin Mâncuș este cel care a dat expresie infinitului. Nu? Îl avem în paleta noastră de mândrie națională, îl folosim cu mare ușurință pentru diferite inflamații naționale, dar el este omul care a pus pe sculptură numele modernismului. Mai mult decât atât, a devenit o inspirație pentru alții. Acestea sunt niște piese de design făcute către italieni și suedezi, parcă, care sunt inspirate din lucrările lui Brâncuș. Da! Cinci băieți foarte veseli și foarte inspirați, care au schimbat, de fapt, lucrul istoriei artelor. Gândiți-vă că foarte mulți graphic designers de astăzi încă se inspiră din această atitudine, să-i spun, vis-a-vis de lume. Ne-au reformulat circuitele și perspectivele vis-a-vis de cum să privim lumea. Erau cinci băieți din România. E adevărat că s-au dus la Paris. Pe atunci, schimburile culturale și științifice erau foarte naturale. Nu spuneau, o s-a dus să studieze la Paris sau la Viena sau mai știu eu unde. Străinii spuneau același lucru despre noi. O, a fost la București, la Universitatea din București, a studiat acolo. Deci aveam o reputație în acest domeniul al schimbului cultural și științific.
Traian Vuia. Parte din un trio absolut năpraznic al inventatorilor români. Da? Este primul, the first man carrying on a plane of basically modern configuration. Gândiți-vă că domnul acesta, deși uitare ceva, o pălărie, e de la țară. De-aia ziceam în povestea asta, că nu trebuie neapărat să fii cool sau să fii hot, ca să fii inovator. Nu trebuie neapărat să ai această aură a specialului pentru a deveni inovator. Important este ca ceea ce faci să participe la beneficiul universal sau la beneficiul acestei conexiuni pe care noi vrem să o avem cu restul lumii. Aurel Vlaicu, iată, alt domn de care, la care mă închin, și bineînțeles domnul Henry Condă. Apropo, când o să ne suim în avioanele pe care tocmai le-ai menționat, gândiți-vă că orice jet are sub scaunul dumneavoastră acel miracol pe care l-a, și nu zic de miracol religios, acea efectul Coandă, da? Este cel care a pus jeturile pe cerurile lumii și noi beneficiem de acest domnul micuț. Să punem bomboana pe tort, ca să zic așa, Anastasie Dragomir a spus, da, domnule, dacă tot facem avioane și domnul și mai pică avioanele câteodată din cer, hai să îi protejăm pe domnii care mânuiesc aceste mecanisme și să îi ajutăm să face, să și-au făcut primul scar, primul scaun ejectabil. Este patentat de un român, Anastasie Dragomir. Între timp, acesta este imaginea Bucureștilor din perioada interbelică. Acum, aș vrea să vă imaginați. Un oraș de genul ăsta, o țară care are un oraș de genul ăsta, are o infrastructură, are o viață culturală, are o viață socială complexă. Designul și toate invențiile care au fost făcute în perioada interbelică, care au avut aporturi din ambele părți ale lumii, și din Est și din Vest. S-au făcut mașini, automobile s-au făcut la noi în țară, au venit specialiști de acolo, ei au învățat pe ai noștri. Ai noștri au învățat meseriile, deci mai departe, când au avut idei pe care au trebuit să le pună în practică, au putut să facă acest lucru pentru că aveau un know-how. Era un schimb cultural, și când spun cultural, îl includ și pe țelul științific, era un schimb cultural firesc. Adică îmi imaginez de foarte multe ori că intru într-o casă sau într-un apartament, într-un bloc de acolo și o să văd acolo stiluri nemțesc, austriac, italian, oriental. Era o lume efervescentă în care toate ideile nu erau respinse ca fiind nu era izola de naționalism cultural, ci era o adoptare absolut firească a ceea ce se întâmplă în lume la momentul acesta. Acesta este al doilea război mondial. Blank. L-am pus blank nu pentru că nu s-au întâmplat foarte multe lucruri în zona de invenție și inovație în al doilea război mondial, ci pentru că ceea ce a urmat este timpul, cum place să-i spun eu, do it yourself, cel al improvizației. Imaginați-vă că omul meseriaș de la țară, care a făcut o mașină de spălat foarte mare pentru lână și pentru straie și pentru alte lucruri, care venea, a fost pus pe un rând, a schimbat axul morii și l-a transformat într-o mașină de spălat. Cel care a inventat tot felul de scule, ca să facă șița de pe casă, să sculpteze porțile maramureșene, să cosească
fânețurile și să măsoare cu dubla de greu, oamenii ăștia au fost dislocați dintr-un mediu natural, firesc, și au fost aduși la oraș, unde probabil unealta cea mai folosită era cotul, să-și facă loc în tramvai sau în autobuz sau în alte părți. Au fost puși în căsuțe foarte mici, de câțiva metri pătrați, orizontul li s-a închis și au trebuit să-și reformuleze capacitatea de adaptare la noul mediu social în care se află. Bine, asta nu înseamnă că toată creativitatea, inițiativa creativă, inventica și inspirația de care erau ei capabili a fost cauterizată. Nu, în niciun caz. Dar aceasta a fost înlocuită cu o rânduială pe care numai un om de la țară putea să o facă în absența naturii. Și atunci, mi-aduc aminte că taică-mea și cu, sau bunică-mea sau, mă rog, unchii mei vedeau o sârmă pe jos, ziceau, o să folosesc asta ca să-mi leg nu știu ce la o cămară sau un cuir ruginit, lasă că nu știu niciodată că nu trebuie. Sau o tablă, asta o folosesc ca o gaură la acoperiș. Era, asta nu era invenție, nu era nici măcar creativitate, ci era un gen de improvizație care vine dintr-o anticipare nativă a românului, mie așa îmi place să spun, pentru lucrurile pe care le are de făcut în mod curent. Cu un lighean și cu un receptor sau mai știu eu ce, am reușit să, pentru că nu aveam decât două ore de televiziune pe zi și campionatul mondial de fotbal este o chestie foarte serioasă, am reușit să prindem bulgarii, cum spuneam noi atunci, și deci să intrăm cumva în rândul evenimentelor lumii, așa cum erau ele de fapt receptate de noi social. Campionatul mondial de fotbal este o chestie foarte serioasă, drept pentru care eu vreau să particip la acest eveniment. Dacă nu pot să-l văd, atunci îmi voi face un instrument prin care pot să particip la acest eveniment mondial. Ei bine, iată. Tatăl zicea, domnule, un român trebuie să fie în stare să repare de la un ceas până la o locomotivă. Mă rog, nu vedeam nicio trusă de scule care are o varietate așa de mare de abilități, dar asta spune foarte mult. Deci trebuie întotdeauna să fii pregătit, să găsești o soluție la probleme, e adevărat, minore, pentru a-ți recupera cumva liniștea cotidiană. Că nu vrea nimeni să stea cu țeava spartă la baie sau cu faianța picată, nu știu eu. Deci întotdeauna a existat această inițiativă de a repara lucrurile. Să nu menționăm, să nu mai zic de duminicile din fața blocului, dar aveam o parcare cu 5 dacii. Toate 5 daciile erau cu capotele ridicate. Mai ieșea câte unul, mai sufla într-un jigler, mai punea joșa sau cum mai se cheamă aia, zicea, băi, nu mai e un lei, nu știu, băi, n-avem benzină, nicio problemă. Am eu niște, aveau, nu știu ce, erau un fel de etanol, ceva, și mai puneau, le amestecau, mai tușeau mașina, mai, dar nicio problemă. Deci rezolvam, mobilitatea o rezolvam. Pentru că tot am investit jumătate din viața noastră într-o mașină. Sunt lucruri foarte importante să-ți menții această inițiativă timp de 45 de ani. Hai că nu ar fi fost 45 de ani, dar este o foarte lungă durată de timp în care omul, românul, s-a adaptat prin mijloace minore ca să își păstreze confortul cotidian. Este foarte important.
vârsta adaptării. După 89 s-au deschis toate. Noi încă mai căutam sârme pe jos și piulițe ruginite pe care le puneam în ulei și le ștergeam, că nu știi niciodată când îți ajută. Și de ce i-a spus a imitației este pentru că deodată a fost o invazie de know-how din vest. Au oprut tot felul de fel. Majoritatea birourilor, majoritatea caselor aveau mobilă italienească. Versace a devenit costumul de nuntă al... Asta era Flor. Și am încercat cu abilitățile pe care noi ni le-am păstrat, cu identitatea și cu setea noastră de a face lucruri, să participăm la un lanț de livrare a valorilor așa cum le înțelegeam noi atunci. Livram, de fapt, ceea ce noi nu am avut. Asta nu neapărat însemnând că livram valoarea momentului, ci, mă rog, a fost și pentru noi un moment. Domnul Psata a prezentat data trecută o salbă de videouri de publicitate din anii 90 până în prezent. Un deliciu. Un deliciu. Cu câtă stângăcie abordam noi piața și ceea ce ne era nouă necesar pentru confortul cotidian, iată, și cum a evoluat povestea asta foarte, foarte încet, foarte gradual, în fel de asta, inovația perpetuă, în care iei mici bucățele, le pui unul la, unul la capătul celuilalt și de urmă livrezi o valoare cumpărabilă. Ăsta e momentul de acum. Este momentul în care ne redescoperim. Am încercat sistemele și modelele din afară, cum se spune. Adică din afară însemnând acelora care le-au perfecționat sau le-au inventat. Ne-am dat seama că la masa convivialității, dacă noi nu venim cu ceva de-al nostru, cu spiritul nostru inventiv, vom fi întotdeauna confundați cu alții. Iată un scaun foarte frumos, seamănă cu la italian. Iată o glastră frumoasă, uite, seamănă cu nu știu ce altă glastră. Încă suntem în această dilemă, este sau nu este original, este sau nu de valoare, are o valoare mai mare dacă este funcțional sau are valoare mai mare dacă este original. Ideea este că eu cred cu cea mai mare tărie că în spațiul ăsta românesc al nostru există un potențial incredibil. Gândiți-vă doar așa. La noi modernismul a fost întrerupt taman când era în floarea vârstei. Și prin modernism nu mă gândesc doar la artă. Mă gândesc la industrie, mă gândesc la infrastructură, mă gândesc la tot ce înseamnă beneficiu comunitar. Și ne-am trezit într-o completă naționalizare și uniformizarea capacităților, într-o inovație, să-i spunem așa, de mai mult de grup, în care nimeni nu își găsea locul, nimeni nu era, de fapt, o entitate clară, în așa fel încât să livreze o valoare reală pentru comunitate. Oricum nu aveam noi acces la valorile pe care tot noi le generam. Dar este o perioadă în care treziți în postmodernism, și am spus asta puțin mai devreme, deci ne-am adaptat, am imitat tot ce lumea a făcut în timp ce noi dormeam în comunism. Acest potențial
potențial este acolo, în stare latentă. Lucrurile este ca un nor din care lumea toarce puțin câte puțin. Noi încă nu știm să-l accesăm. Vorbeam mai devreme cu un domn că sunt foarte multe lucruri importante care se fac în țara mea. Și noi nu știm să le comunicăm ca atare. Adoptăm limbajul tehnic, care este întotdeauna înspăimântător, în loc să vorbim lucrurilor într-o scară umană pe care toată lumea le înțelege și le poate adopta candid. Mie îmi place să spun că potențialul românesc este ascuns în păzul lumii. Este acolo. Au început, sunt foarte mulți designers, start-up-uri, lucruri care sunt într-o deplină forfotă. Nu știu dacă este brownian sau nu, dar este o energie pe care ori n-ai sistemul nervos periferic bine pus la punct, ori ești orb să nu o simți. Se întâmplă foarte multe lucruri importante în patria mea și așteaptă să fie comunicată lumii. Eu mă înclin cu un deosebit respect pentru oamenii care sunt antreprenori, care muncesc de 10 ori mai mult decât ar munci un om care s-a obișnuit cu un sistem de livrare a valorii. Ăștia sunt oamenii noștri care iau sârma de pe jos, o transformă într-un cod HTML5 sau mai știu eu ce, și de data asta o va transforma în ceva care are o rezonanță pozitivă la masa convivialității. Suntem ascunși în păzul lumii. Și cam așa arătăm. Suntem camuflați. Încă nu ne-am ascuțit săbiile, nu ne-am potcovit caii. Încă mai scrâșnim din dinți înainte să plecăm la luptă. Cred că trebuie să ne antrenăm abilitățile de a comunica și de a spune lumii, domnilor, nu suntem o parte a lumii adormită, nu suntem amorțită, avem un sistem periferic nervos foarte sensibil și vrem să vă strângem mâna, vrem să venim la masa convivialității, pentru că avem foarte multe de oferit. Mie place să spun că asta e România care se mișcă. Ne mișcăm înăuntru nostru, avem un iz tridimensional, deși totul se întâmplă într-un grid bidimensional, dar avem energie, avem puls, nu suntem adormiți. Nu suntem cei care așteaptă de la nu știu ce entitate sau nu știu ce autoritate să ne rezolve lucrurile. Timpul ăla s-a terminat. Nu mai așteptăm cu mâna întinsă la autorități să ne dea voie să fim creativi, să ne dea voie să fim ingenioși, să ne dea voie să fim spontani, să ne dea voie să fim lucrativi, să ne dea voie să fim universali, internaționali. Ăsta este ultimul gând cu care aș vrea să vă las. Oriunde merg, și merg în destule multe locuri până lumea asta, vorbesc despre România ca despre o entitate firească în timpurile noastre recente. Suntem într-un moment foarte delicat în care va trebui să alegem dacă ne lăsăm creativitatea și inovația și know-how-ul personal să transceadă aceste granițe, sau stăm și oftăm în
mod patologic în cotidianul pe care îl petreceam cu atâta veselie. Ceea ce faceți dumneavoastră, inovatorii, oamenii din toată zona asta, de branding, de web, de știință, ce face Dacia, ce face Simona Halep, toate aceste elemente nu fac decât să descrie un spațiu de care mie mi este drag. Și n-aș vrea să pun foarte multă presiune pe umerii dumneavoastră, dar vă țin pumnii și de-abia aștept încă un motiv ca să pot comunica lumii despre ceea ce faceți de fapt dumneavoastră. Vă mulțumesc! Adică vă mulțumesc! Adică vă mulțumesc! Mulțumim, Cătălin! Vă rog dacă aveți întrebări pentru Cătălin. Cătălin lucrează și trăiește la New York. De câți ani? 14. Și în Manhattan, unde are birou și unde locuiește, le spune tuturor că este din Buzău, România. Pentru că Buzău este un oraș foarte important și foarte mare din România și nu știu. Nu este foarte mare. Buzăul este o Românie, o micro-Românie. Să vă spun de ce. Buzăul a avut un obor de vite și de grâne. Și chiar așa se cheamă, oborul din Buzău. Unde veneau oameni de la munte, din Moldova, care treceau spre Dunăre sau spre Constanța sau spre Brăila, veneau de la Miercurea Ciuc, treceau prin întorsura Buzăului și ajungeau în Buzău, unde era un loc în care lucrurile se întâmplau, iar spun în mod firesc. Dacă mergeți în Buzău, nu știu, e cineva din Buzău? Da? Știți oborul din Buzău? Nu știu oborul, poate ceva mai nou. Nu, e ceva nu. Mai vechi. Ceea ce pot să vă spun așa, e posibil ca să fi fost prea mic ca să... În primii ani, după 89, oborul s-a transformat în piața Gorbaciov. Vedeți că să știți. Unde rumeni, pompaiere, magiuni, burlane și ligheane erau la un preț favorabil. Pentru cei care le cumpărau și mergeau pe urmă la bulgar ca să aducă țigări pe tine și alte perdele. Da, vă ascult. Părinții mei, de fapt, tatăl este de lângă Buzău, comuna Măgura, satul Ciuta, unde este tavola de sculptură. Da. Și biserica mănăstirii și mănăstirea Ciolanu. Corect. Deci sunt niște lucruri care ar trebui vizitate și scoase în evidență. Eu vreau să vă spun, dacă mergeți la New York, poate ați dori să duceți și un nou tip de afacere românească, o invenție care are la bază un brevet românesc. E vorba de o fabrică de gazeificare a resturilor menajere, industriale, ale populației, din agricultură. Ceva cu totul nou și cu totul special, care se pare că nu are loc în România. Că așa se întâmplă. Ați văzut că toți trebuie să plece afară ca să se realizeze. Mare, exact, da, trebuie să zboare, știți? Și avem 7 luni de când ne luptăm cu Ministerul Mediului pentru această fabrică. Dar noi 2 ani de zile am funcționat foarte bine și puteam să funcționăm din momentul în care ni se acordă dreptul. Asta vreau să vă spun, dacă ați dori să duceți... Aș vrea să spun o chestie. În ultimii ani din 80, știu că la fabrica de lapte era un asemenea mecanism de transformare a gunoilor, la gunoaielor menajere în gaz și autobuzele din Buzău
circulau cu tuburile enorme de gaz. Da, este cu totul altceva. E cu totul altceva. Nu mă pricep. Datorită faptului dar dacă le explicați, vă rog să mă credeți că pot să-l comunic. Prevederea de invenție înseamnă o dublă captare și obținerea unui gaz de sinteză din rezidurile respective, care gazul de sinteză fiind mai curat decât gazul metan, care este scos din pământ. Deci are niște beneficii. Are niște beneficii enorme. La nivel de România, noi avem circa 7 milioane de tone de gunoi, care ar putea fi transformat în tot atâția megabați de energie calorică și energie electrică, sau în gaz megabați de 7 milioane de megabați de gaz. Și n-am mai avea nevoie nici de fracturarea asta hidraulică, n-am mai avea nevoie nici de importul de la ruși, înțelegeți? Adică nici cu americanii să ne rezolvăm aici problemele ecologic și într-un mod sustenabil. Despre asta era vorba cu România se mișcă. România se mișcă, domnule. Deci, ceea ce mi-ați spus dumneavoastră cu gazul, dar n-am reținut toate cuvintele. Deci despre asta este vorba. Eu vorbesc de bunica de la Bârteju, am mai multe repere la scară umană. Și vreau să vă spun că cred că există un limbaj pentru specialiști și există un limbaj pentru ăla care îmi place să limbajul de recepție. Degeaba ești un radio foarte bun ce ai emisiuni nevratnice dacă nu te aude nimeni. Degeaba faci... degeaba inventezi arcul cu săgeți dacă hrana ta e făcută din insecte și nu știu. Cred că asta este marea noastră problemă. Să traducem lucrurile de acesta într-un limbaj receptiv. Noi suferim de un awareness nu tocmai flatant, te doare sufletul, te doare să vă spun. Deci când eram la 3D și am început să fac povestea coronativ cu harta României, lumea a venit și zicea, ce formă interesantă, dar nu, e un designer, este conturul hărții lui, este, de ce nu facem și noi așa? Asta aș vrea. Să aud. Să aud lumea să spună, de ce nu facem mașini ca România? Ia uite. Să știți că nu e o visare, nu este I may be a dreamer, but I'm not the only one. Cam așa vine povestea. Tocmai de-aia mă înclin în fața dumneavoastră, domnilor. Pentru că Eu sunt, prin meseria mea, eu sunt omul care deschide conversația. Dar dacă n-am subiect, sunt degeaba pe lumea asta. Vorbesc despre, nu știu, a plouat ieri, nu, alte lucruri importante. Majoritatea oamenilor mă întreabă despre România, zice, bă, mai aveți un comunism? Cum e? Aveți un sistem democratic? Sau nu aveți? Sau ce se întâmplă? Da, știu, mea de Comăneci, Gheorghe Hagi, Ivan Vațaichin, dar să ai un interes sau un subiect de conversație contemporan și să distilezi cumva toată aura asta negativă pe care o avem, este singura dorință pe care am. Vă mulțumesc foarte mult de participare. Mulțumim foarte mult, Cătălin.